Pentru săgetători, luna plină este fixată în zona relațiilor sociale, relațiilor de grup și poate chiar în felul acesta este activată tema geloziei, mai ales dacă în relația cu partenerul de viață relațiile sociale sunt prea abundente din perspectiva partenerului săgetătorilor. Și e bine să analizeze în ce măsură comunitatea, grupul, prietenii, colectivitatea, societatea, în ce măsură are un rol prea mare în relația pe care o au. Sigur că sunt ființe foarte sociale săgetătorii și de multe ori partenerii săgetătorii au senzația că se diluează, se dizolvă printre multele lor interese și relații. Așa că această lună plină pune asta pe tapet. Care este ponderea grupului, prietenilor, societății, acțiunilor sociale în relația noastră și dacă nu cumva ne-am cam pierdut consistența în atât de multe relații. Pe de altă parte și activitățile recreative, hobby-urile partenerului poate să-i pună pe săgetători pe gânduri, mai ales dacă nu au acțiuni comune, dacă nu se regăsesc în diverse activități recreative și fiecare este în hobby-ul lui, în pasiunea lui.